Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună ziua, bine v-am regăsit la Agricultura, o șansă pentru România. Vorbim, ca de obicei, despre ce se întâmplă în sectorul agricol românesc. O să începem cu legume, fructe. A fost și este ziua cartofului, o sărbătoare interesantă realizată de agricultorii din Harghita Covazna. O să discutăm imediat plecând de la această temă. Iar în partea a doua o să încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu porumbul. Toată lumea ne spune, mă refer la fermieri, evident, ne spun că e o problemă mare anul acesta cu porumbul, adică producțiile sunt anticipate foarte mici, nu a fost, mă rog, a fost secetă și unde n-au fost irigații, situația e foarte complicată, dar discutăm acest subiect în partea a doua. Acum alături de noi este domnul Gheorghe Vlad, este președintele OIPA Legume Fructe. Bună ziua, domnule Vlad, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Să începem, v-aș ruga, cu zilele cartofului, nu? Sunteți chiar acolo la această sărbătoare. Cam despre ce este vorba? Ce se întâmplă acolo? Este ziua verde a cartofului, care este a doua pâine a românului. Deci după culturile de grâu, putem discuta de cartofi. Cele mai mari bazine știm foarte bine că Harghita, care ieri, pe data de 10, a avut simpozionul deschidere, în care a inaugurat acolo foarte frumos o bază, un depozit de vreo 7.000 de tone, care e de neimaginat că dacă se vrea ceva se poate. Deci zona Harghita și Covazna nu cred că mai au o problemă cu depozitarea. Au făcut o fabrică de procesare care și procesează chipsuri, dar și cartofi congelați. Practic nu vor mai avea risipă alimentară sub nicio formă, adică toate categoriile de cartofi vor fi valorificat sub diferite forme, proaspătă sau procesat. E o veste bună, am crezut că au fost niște zile mai mult simbolice, dar înțeleg că au fost, iată, investiții inaugurate, nu? Nu, s-a meritat și se merită în continuare, deci cartoful, marea problemă este că suprafețele sunt în scădere și, cum spunea și dumneavoastră, seceta ne joacă feste. Anul ăsta e posibil ca producțiile să fie la jumătate. Aha. Asta da, nu e. Știu că aceeași situație și la ecoapa, deci nu e. Da, da, știu că e nevoie de multă apă pentru cartof, nu e o legumă iubitoare de apă. Îi trebuie și nu prea, că știi ce se întâmplă, mediul umed îi trebuie apă, folosește și el cât are nevoie, dar aha, el specla de zahăr și cartoful în Harghita, Covazna, zonele care sunt preponderent de specifice. Era clima mai umedă. După 24-25 de grade, el cam intră în alternanță, nu mai se dezvoltă. Rămâne fructul mai moderat sau mic în postura în care s-ar. Am înțeles. Cred că săptămâna trecută am vorbit cu un legumicultor, un producător de cartofi. Acesta nu era prea fericit cu ce se întâmplă în sector. Adică în sensul că spunea de reducerea producției, dar iată că totuși sunt și vești bune, cum ați spus. Deci la ei nu mai există o problemă a depozitării. Problema că va fi a valorificării va fi după aia, dar este un produs care are o perioadă mai lungă de depozitare, cartoful. De acord. Practic, investiția aparține unei asociații, unei cooperative sau cine au făcut-o? Sau toți este din zonă? Este Federația Națională a Cartofului. A, ok. Unde a fost domnul Bene. Da, da. Ce a fost plăcut, cercetarea românească a fost prezentă. Avea soiuri de cartofi care îi caracterizau și erau de la Preșmer în zona Brașovului, tot ce înseamnă unde sunt instituțiile, de la Sfântul Gheorghe. Aha, deci acolo Ce a fost frumos și plăcut că au dat curs și din zonele de sud ale țării, cu toate că sunt vreo 400 de kilometri de la București acolo, dar fermierii care se cunosc și sunt adevărați, și-au dat mâna și au fost prezenți acolo. Deci au venit la această festivitate. Și la... Bun. Am avut ce vede, pentru că investiția care este acolo, încă o dată spun, a soluționat problema cartofului. Acum producții să avem.
Păi asta vreau să vă întreb. Putem fi optimiști că o să crească și producțiile în următorii ani? Nu putem peste noapte, poate, sau nu știu, nu-mi dau seama. Dacă nu ne cantonăm pe a ne investi bani în condițiile secetei în sisteme de irigat, vom fi producții poate la sfert de cât e anul ăsta. Am înțeles. La cartofi vorbiți, nu? La toate culturile, pentru că ei au și cartofi și au și cereale acolo. Zonele în care se cultivă cartoful fac rotația culturilor ca și la noi. Numai că încă o dată, zonele astea care sunt intramontane asigură umiditate și cartoful îi permite până la 24-25 de grade. După 25 intră în alternanță, cam cum intră arborii când cad frunzele. Cartoful rămâne la mărimea la care l-a prins data cu 25 de grade, la mărimea care este, așa stagnează, nu mai crește. Am înțeles. Bun. Asta e problema lui, nu alta. Da, da. Și ideea e că dacă vin zile mai călduroase, adică peste cât spuneați, s-ar putea să îl blocheze acolo, nu la aceea. Planta este un organism viu și criteriile lui pe care le are naturale funcționează cu legile naturii, nu funcționează după noi. N-avem ce să imprimăm, nu e un calculator. De acord. Noi decât îmbunătățim un microclimat, un adaos alimentar, un îngrășământ, dar în rest nu putem să intrăm în genetica ei să o modificăm. De acord. Va mai fi și mâine, sau vor continua și mâine aceste festivități, acest eveniment sau nu? Nu, astăzi este Covazna, care este tot un bazin de cartofi la Târgu Secuiesc. Okay. Și este zona Covaznei care la fel are și ei o suprafață semnificativă, numai că astăzi România cifrează undeva la 16-17 mii de suprafața de cartofi de consum. Și vreo 10-12 mii ceva cartofi de sămânță, am înțeles. Cam 26 de mii de hectare însumează toată cultura de cartofi în România astăzi. Ceea ce înseamnă că e puțin totuși, nu? Foarte puțin, de la 250 de mii de hectare cât cultiva România. E 10%. Deci undeva ceva ar trebui să se întâmple să creștem suprafețele până la urmă? Nu trebuie să întâmple nimic. Trebuie să fie voința guvernării ca să vrem să facem cultura de cartofi, să vrem să facem legume pentru industrializare, să nu mai importăm pastă din China, 60.000 de tomată, să nu mai importăm castraveciori la borcan, mere din Polonia, cartofi din Polonia. Da, bun. În contextul acesta despre care vorbiți, să reamintim și această știre care a apărut astăzi. Bugetul MEADR a fost suplimentat cu suma de 182 de milioane de lei pentru plata sprijinului acordat pentru ciclul 1 de producție la tomate. Sunt aici două întrebări. Dacă banii par suficienți, odată, și doi, dacă ce înseamnă ciclul 1 de producție la tomate? Dumneavoastră, ca specialiști, știți, dar poate să ne explicați și nouă. Este vorba de programul Tomata, care se dă în două tranșe. Asta este una din tranșele programului Tomata. Aha, ok. Dar dacă este cifrat, eu n-am citit cu amănunțit, dumneavoastră ziceți că s-a suplimentat pentru a face plată primei culturi. Dacă a zis primei culturi, înseamnă că nu se primește tranșa a doua. Da, cam așa se înțelege aici, adică în sensul că s-a suplimentat citit, adică bugetul. Da, 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 bugetul cu o sumă pentru asigurarea integrală a necesarului de fonduri aferente plății sprijinului acordat pentru ciclu 1 de producție. Cred că asta înseamnă. Deci, programul Tomata este ciclu 1. Ok. Și înseamnă că dacă a suplimentat, sunt cei 3.000 de euro pentru 1.000 de metri care se acordă în două tranșe. S-a dat un avans. Aha. Și s-ar putea ca suma asta alocată să acopere diferența de la 1.500 la 3.000, adică încă 1.500, ca să finalizeze prima cultură de tomată. E pratimpurile. Am înțeles. Deci aici, cam de aici, aici ne aflăm cu Da, cred că vor primi tot 3.000 de euro, dar asta e suma finală ca să completeze necesarul. Ok, e în timp, e utilă, ce să întrebăm? Adică, bun, orice sumă e utilă, da? Orice sumă este utilă, niciodată nu e prea târziu, însă să cont că în agricultură nu facem cu ceasul, cu ora. Noi suntem cu ziua, dacă n-am făcut la momentul respectiv, am pierdut an. Am înțeles. Din acest punct de vedere, cum vi se pare că e sezonul acesta pentru legumicultori? Adică ne aflăm, de fapt, nu în plină producție, nu? Sau cum avem acum? Nu prea mai suntem în producție. S-a anticipat cu 3 săptămâni recoltatul la tomată, spre exemplu, ea cred că o să cam dispară într-o săptămână, două.
S-a devansat, nu totuși, zona de producție. S-a anticipat maturarea. Producțiile... Aha. Producțiile sunt anticipate la recoltare. Și asta înseamnă pentru noi consumatorii că găsim deja roșii românești pe piață, dar s-ar putea ca în câteva săptămâni să nu mai fie așa multe sau cum să înțelegem? Nu, s-ar putea să nu fim pregătiți ca pentru luna sfârșit de iulie până pe 20, dacă nu sfârșit de august, să nu avem suficiente cantități de tomate. Să nu fie. Deci aha, nu ne-am pregătit pentru o cultură de vară. Interesant. Și se poate face ceva să mai prelungim această... N-avem cum, că ciclicitatea și... Noi ne pregătim ciclul 1 exact cum scrie și în ordonanță care e dată, da, și ciclul 2 pentru toamnă. A, ok, am înțeles. Deci, practic... România avea 4 anotimpuri. Dacă acum nu le mai avem pe toate, nu știm să ne pregătim. Aha. Bun, deci, încă o dată, noi consumatorii trebuie să cumpărăm acum roșii românești, că s-ar putea... Și noi producătorii suntem consumatori, dar încă o dată, și cireșele de iunie s-au mâncat în mai, cireșele de mai la început de iunie. Corect. E o problemă, schimbările climatice, clar este vizibil că își fac datoria. Iar noi trebuie să găsim genetica adecvată condițiilor astăzi reale ale României. De acord cu dumneavoastră, vorbeam, ca să vă dau doar un exemplu, vorbeam cu un producător de grâu mai adinauri, care îmi spunea că acum era perioada recoltatului, dar s-a devansat, cum a spus, în avans cu vreo 2-3 săptămâni și la grâu. Deci cred că așa e situația și la roșii, dacă înțeleg eu bine, nu? Asta am întrebat colegii mei din Târgu Secuiesc, de ce n-au recoltat grâu și orzul aici. Și zice, încă nu e timpul lor, acum e. Ok, deci... acolo e alt sezon, acolo mai au 4 anotimpuri sau cât mai au ei. Nu știu, vedem. Și se confirmă ceea ce zicea colegul de la întrebat dumneavoastră. Mhm. Deci perioadele nu mai se respectă, sunt anticipate. Maturizarea fructelor sunt cu câteva săptămâni mai devreme. Ok, dar domnul Vlad, vă întreb iar ca și consumator, că mai găsim la începutul august, mai găsim roșii românești sau nu? Foarte puține. Foarte puține. E posibil să fie mai deloc. Asta e interesant, deci asta e situația, adică asta e realitatea din piață până la urmă, nu? Dacă nu ne așezăm la masa discuțiilor reale cu planificare corectă, vom fi tributari 100% cu produse din import. Bun, asta e o temă importantă pe care o aduceți în discuție. Când spuneți planificare corectă și la masa discuțiilor, cu cine? Cu colegii de la minister sau cine ar trebui? Cu factorii decidenți, că ministerul este o unelta guvernului. Dacă guvernul hotărăște ceva, ministerul nu poate să-l spună nu. Surprinzător pentru mine să discute plafonarea prețurilor. Este inacceptabil astăzi când discutăm și este vizual. La poarta fermei scad prețurile, iar la raft cresc. Deci consumatorul este afectat, iar producătorul, fermierul în sine, dezavantajat. Vinde sub preț de cost, iar comerciantul la raft să dă 300% pune prețuri către consumator. Dacă cineva are un răspuns la lucrul ăsta, să-mi spună care este marja de profit stabilită de către marile rețele de magazine pentru adaosul lor comercial. Credeți că ar fi utilă o plafonare și la roșii? De exemplu, cred că roșiile nu au fost incluse în plafonare, din ce mi-aduc aminte. Nu trebuie plafonate prețurile. La RAF trebuie să scrie așa: preț de achiziție X, preț de valorificare X, și este al comerciantului. Ca să vadă clar consumatorul cine umflă prețul. Să nu mai fim arătați noi producători. Am înțeles. E simplu. Uh-huh. Iar domnul premier poate să ia o singură decizie. Am hotărât 4 dane de cereale românești în Portul Constanța. 4 rafturi de produse românești în fiecare market. Suntem în stare de război, suntem cu război în curte și afectați de secet. E o situație critică. Ați prezentat această situație, ideile acestea le-a spus? Va ajunge și scris, e discutată decât verbal, să cunoaște situația asta care nu este de astăzi. Știm foarte bine 51% produs românesc, legea 321, dar astăzi revine în actualitate pentru că peste 5 ani vom discuta de legumicultură și vom spune felul următor. E istorie, domnul Rudin. Da, am înțeles.
Bun, e de reținut. De ce nu? Cred că puteți să discutați cu guvernul. Să avem toată deschiderea. Verbalitatea e la noi. Vorbele plăcute sunt plăcute, însă faptele vorbesc. De acord. Deci dacă se vrea, se poate. Nu se vrea, nu se poate. Ok. Zona asta de devansare, de avans, cum a spus dumneavoastră, e valabilă pe marile bazinele gumicului, adică și în Matca și la, nu știu unde aveți, la Izbiceni sau unde mai e? A spuntat bine marile bazine, Matca și Izbiceni, că celelalte nu prea e o pondere a tomatei. Uh-huh. Însă el e bine să vie oricând ar veni, bine venit. Și câtă sumă este, e acceptat. Că suntem nemulțumiți, da. Vom fi în continuare, dar să vină odată. Da. Nu, adică noi ca și cum nu suntem nemulțumiți, dar recunosc că n-am sesizat lucrul acesta și e bine că ni l-a spus dumneavoastră, adică faptul că, iată, avem roșii mai devreme pe tarabe. Adevăr că am văzut niște roșii foarte frumoase și cred că sunt românești și niște rețele comerciale. Nu le dau numele neapărat, dar le-am văzut și erau, cred că, românești. Nu, bănuiesc. Ceea ce m-a bucurat. Trebuia să le faceți poză. Ca să amintire plăcută peste câțiva ani de roșia română. Sper să n-ajungem acolo, domnul Vlad, dar e vorba dureasă, nu se știe niciodată. Cu intențiile astea pe care le are guvernul să sprijine decât Patriot și rachete și război, mâncarea văd că e lăsată deoparte. Ce să vă spun aici, e greu. Haideți să discutăm un pic de... Am văzut că agenția fitosanitară parcă a fost controle la Căpșună și la Cireșe, nu? A fost prezent acolo și domnul director la Săptămâna Verde a Cartofului. Așa. Și a povestit ceva despre treaba asta? Adică a zis câte ceva? Dânsul este un începător, a punctat foarte corect, însă rămâne de văzut cât îl ascultă colegii lui din incinta autorității naționale. Dacă vechea structură nu dă curs inițiativei noului director, vom bate pasul pe loc și suntem în aceeași situație și la anul. Trebuie să înțeleagă că astăzi au un alt concept, un alt management și trebuie să-l ajute să miște căruța în loc în privința produselor, tratamentelor cu pesticide. O realitate a analizelor pe care trebuie să o facă de la producătorii reali, nu din piețele agroalimentare unde sunt neproducători. Am înțeles, da. Dar vorbim de Agenția Națională Fitosanitară, nu de ei? Sau corect, de da. Exact. Și aici sunt niște atribuții diferite, ANF-ul acesta cu ANSVSA-ul sau, mă rog... ANSVSA-ul e pe produs animalier, este pe produs vegetal. Ok, acum e limpede. Deci dumneavoastră spuneți, ca să înțelegem, că nu mai știu, a fost un pic ironic sau a fost pe bune, când a zis că omul e începător sau că e un om tânăr care înțeleg că vrea să facă treabă? E un tânăr care astăzi e venit ca manager. Da. Vine dintr-un alt domeniu, dar cu o viziune bună. Numai că știți foarte bine, în orice structură unde doriți dumneavoastră, vechii salariați îl absorb așa, îl atrag în alte idei. E tinerel și caută să-i pună în față liste manuscrise. Nu, ei trebuie să coboare la situația reală a României și să meargă pe linia de trasabilitate. Da, îi spune de la furcă la furculiță. De acord. Dar au suficient, să zicem, nu știu, forță, mă refer la laboratoare, pentru că astea erau discuție mai veche, unde să facă aceste probe, că înțeleg că au probe. Au aparatură. Deci au, da? Dețin aparatură, numai că salariații vechi care au o experiență suficient de mare, trebuie să-l ajute în sensul real al lucrurilor, să nu mai fie arătată cu degetul că nu-și face datoria. Iar ministerul trebuie să-i aloce fondurile necesare, bugetul care îi trebuie. Am înțeles. Deci se pot face lucruri bune, dar cu câteva condiții, cum spuneți dumneavoastră. Nu condiții. Trebuie să existe voință. Ok. Nu, că am văzut la laboratoare, ați văzut discuția asta cu testuri de la droguri, că au niște laboratoare de nu știi, sunt 50%, 50% dacă ți se bine sau rău, nu știu. Sper să nu fie așa și la... Știi ce se întâmplă? Gurile rele și dacă sunt bune lucrurile, tot le bărțesc. Indiferent câte laboratoare și câte activitate, adevărat. Dar dacă se face consecvent și constant aceste controle, intrăm într-o normalitate. De acord. Altfel, producătorii, nu știu dacă ei sunt îngrijorați, nu, sunt obișnuiți cu astfel de controle. Pe producător nu sperie controlul. De acord.
Așa nu se sperie intermediarii, producătorul de ce s-ar speria? Corect. Sunt tot oameni. E adevărat, da, 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 da. Nu că e o discuție și la Pepe, ne-am văzut, dar am discutat ieri cu un președinte de cooperativă care ne-a spus că, mă rog, ei fac oricum de aceste testele, lucrau cu... Păi nu ne primesc marketurile fără teste, fără analize. Exact, asta spunea și dânsul, exact, aici era ideea. E foarte bine o dublare a controlelor ca să stea tot timpul prezent, să știe că fiecare are de făcut ceea ce trebuie, ce nu trebuie. Am înțeles. Nu ne place să fim serviți cu un produs de calitate, așa orice consumator când ia de la noi un pepene, o roșie, să fie exact așa cum îi spun. De acord. Domnul Vlad, mai avem 2-3 minute. V-aș juga să faceți așa în 2 minute o listă pentru toamna aceasta, pentru vara toamna aceasta, adică mă refer la o listă ce aveți dumneavoastră pe agenda, nu știu, în relație cu autoritățile, cu colegii de la legume, fructe, cum vedeți, care sunt prioritățile, ca să zic așa? Prioritățile care sunt la noi, cei care lucrăm cu marketurile și avem un raport cu bugetul statului, da, vom cere în cât de curând, pentru că avem mari pierderi în privința cantităților, datorită temperaturilor foarte ridicate, avortează. Noi avem investiții pe măsură în horticultură și vă dau un exemplu, la un hectar de legume cheltuim 55-60 de mii la tomat, de lei. Da. Imaginați-vă că dacă nu vom face 100 de tone, 80 de tone la hectar, și avem 30 de tone, avem pierdere 20%. Intrați în pierderi, da. Cred că ne gândim foarte serios la acele o amnistie fiscală vis-a-vis de plățile care le avem către buget, că avem salariați, cel puțin să dăm salariile, nu impozitele. Intrăm într-un blocaj, adică noi ne dorim să plătim la zi, însă e voință, dar e neputință financiară, pentru că, vedeți dumneavoastră, mai era discuția și cu e-factură, e-facturare, da, 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 exact. E-transport. Da. Nu ne plângem de lucrurile astea, ne place că asta e tehnologia de zi. Dar trebuie să înțeleagă că dacă avem investiții și producțiile sunt sub așteptările pe care le avem să facem profit, cred că la anul se înjumătățește sau poate nu se mai cultivă, nu știu cât în suprafață. Cu toate că e în scădere în fiecare an la legume. Bun, asta iar e o problemă serioasă, cum spuneți. Nu știu dacă veți găsi înțelegere, dar eu știu, poate, nu-mi dau seama. Dar nu cerem la creditele bancare. Este vorba de plăți, că dacă suntem restanțieri la plăți, îmi pune penalitate la penalitate, îmi pune o plată la ce n-am plătit. Și dacă n-am plătit-o pe aia, o neplată la plată, n-ai cum. Ok, deci asta ar fi o discuție pentru următoarea perioadă, să zicem, nu? Pe care... Eu cred că e singura soluție și la cultura mare, pentru că suntem datorit cu un an, avem 4-lea an de secetă prelungit. Anul ăsta este mai chit. Ok. Mai e și o altă prioritate sau aceasta e singura și cea mai mare? Sau, mă rog, pentru moment, că vor mai apărea, evident. Dacă ne mai auzim, domnul Vlad. Da, nu-l mai auzim pe domnul Vlad. Dumneavoastră postul aveți bine cu releu. Acum vă auzim. Dați-ne s-aude ce ne convine sau s-aude bine. Păi tocmai, da, corect. Mai dați-ne, vă rog, o concluzie sau o ultimă idee, așa că trebuie să ieșim, vă rog. O ultimă idee, fără planificare, să nu mai se facă agricultură, că astăzi suntem în colaps datorită haosului ăsta care se creează în țară. Avem 9.400.000 de hectare de cereale și 40.000 de hectare de legume. Ok, de acord. Vă aștept în redacție, aici, în studio, să discutăm cu mare plăcere și vă mulțumesc pentru intervenție. Cu toată stima, domnule. La fel, a fost cu noi domnul Gheorghe Vlad, președintele OIPA Legume Fructe. Ați văzut câteva lucruri, mă rog, câteva lucruri interesante din sector, de la tema aceasta a producției, care, iată, deja avem o producție care practic s-a finalizat pentru, cel puțin la tomate, așa spunea domnul Vlad, deci s-ar putea să nu mai găsim roșii românești în foarte, foarte repede, până la această temă deschisă de domnul Vlad, și anume o amnistie fiscală, o amânare a plății. Să vedem dacă se va putea întâmpla așa ceva. Rămâneți cu noi. După pauză ne întoarcem să discutăm ce se întâmplă cu porumbul. Aceasta e tema. Fermierii sunt aproape disperați, dacă nu extrem de îngrijorați. Și atunci încercăm să discutăm pe această temă. Rămâneți cu noi, revenim imediat.